Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată o să vă arăt un nou deck pe care intenționez să-l folosesc strict împotriva fucking golemului de casă. Urăsc golemul și sper ca deck-ul ăsta să-și facă treaba. Știu, nu am upgrade la cărți, asta o să fie problema, dar o să-l iau așa numai de test și când o să reușesc să fac upgrade la cărți o să fie unul din deck-urile pe care o să le folosesc, poate nu chiar zilnic, dar oricum destul de des în ideea în care eu pic golem. Tot al doilea match e cu golem, dacă nu chiar serie din aia totală, 10 meciuri în care dau numai de golem, dar în fine. Ăsta o să fie unul din deck-urile pe care le folosesc. Splashard o să rămână evident deck-ul principal. Poate la un moment dat și ăsta, și ăsta iar e unul din deck-urile pe care aș intenționa să le folosesc. Ăsta și că ar fi super bun counter pentru golem și pentru giant. Deci o să vedem în timp dacă o să reușesc să duc și P.K.-ul la un level 5. Și șobolani ăștia mici și ăsta o să fie ok, în rest cărțile celelalte sunt cât de cât decent upgradate. Bun, hai să dăm cu chest opening-ul, după care dau un match de test cu deck-ul ăsta, să-l selectez să nu cumva să dau fail. Și bineînțeles, fraților, dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, la 700 de like-uri suntem super mega forță. Și azi mai urmează un episod super șmecher cu Clash Royale, cu chest opening-uri șmechere. Trebuie să mă uit iar la webcam pentru că știți cum face webcam-ul, e mai șmecher. Oh, și se schimbă în golul, fraților. Nici n-am observat asta. E că îl schimb acum rapid. Properties, abonați. 25, 99, 9. Oare îl facem azi? Ce ziceți? Pleznim golul ăsta rapid. Practic mai trebuie încă 96, 96, 69, v-ați prins? Bun. Chestul numărul 1 conține un Wizard și Minion Horde-ul. Bun. Chestul numărul 2 conține un fătărău cu sulă și alt fătărău cu bombă. Chestul numărul 3, 3 bagaboante și un fătărău cu tun în mână. Să și le-a liniștit în mână în continuare. Free chestul. Acest free chest conține încă un fătărău cu tunul în mână și o bilă de foc, nice. Al doilea free chest conține 3 cărți, gemuri numai bune, fătărău care vrea, nu spaghete, pancakes, plăcinte, lipii, cum le mai zicem alea? Am uitat, clătite frate, și mă. Și șobolanii scheleton, bun. Chestul de haur conține un mare electrocutation, prostelău cu bombă, scheletonii și încă 4 bile de foc. E ok, bila de foc pentru că am un deck, deci nu e chiar atât de rău. Și probabil că de mâine sau de poi mâine nu o să mai trească să fac chestia asta, nu o să mă mai vedeți făcând asta, numai la început când mă uit să văd dacă filmează prostelăul ăsta de OBS. O să vină webcam-ul nou, fraților. O să vadă și mult mai clar, o să aibă și autofocus și în alea, adică dacă o să pun mâna așa, o să-mi vedeți, vedeți chestia asta din palmă și bătăturile. De la sală, bineînțeles, nu de la lapă, stați ce? Casa cu bărbați, 67 de prostălăi cu tunul în mână și trebuie să-mi dea epică. Dă-mi bowlery. Sau biciu. Îmi place biciu, dar în fine. A, da, și în cazul în care vreți să folosiți și voi deck-ul ăsta, că poate voi aveți upgrade la cărți, în loc la Baby Dragon era Nightwitch, dar am zis, bă, frate, ok, deck-ul pare ok, ok, dar Air Defense, cu ce fac? Că nu poți să faci chiar numai cu Electro Wizard, dacă vine la cu o hordă de minioni, mi-l penetrează pe Electro Wizard din are treabă. Dar, în fine, oricum dăm așa un test cu deck-ul ăsta, nu mă aștept să câștig pentru că am panaia level 5 la rare, ești nebun. Dar vreau să văd cam ce potențial are. Eu nu prea știu să joc cu P.E.K.K.A. și cu cărzina astea care sunt la 15 miliarde de elixir, dar vedem. Deși ar trebui să fac climb în coroane, dar în fine. Facem noi tot ce putem să stricăm tot ce facem bine. Cumva. Bun. Și nici am înțeles, P.E.K.K.A. trebuie folosit defensiv. Eu de obicei, fiind un jucător profesionist de Clash Royale și alte chestii, îl foloseam ofensiv pentru că pușca și cura alată. Ce Ice Golem aveam odată.
Level 5 la prinț nu o să fie interesant, dar... N-am vrut să risc, că de obicei fac chestia asta și las, bă, hai că nu are cum să facă treaba, bla bla bla. Și mă umflă. Și nu prea ai fain să te umple. Ăsta apucă să dea niște bucăți bune acolo, aia e, ce să faci. Măcar acum știu ce cărți are. Oare, hai totuși să aștept, mamă, nu mai e nevoie de așteptat. Că aparentă îl bagă pe Father Strike. O, până am mișcat, frate, mouse-ul, trăiască familia mea tale. A trecut Gibilan pe la ușă, ești nebun. Până am dat eu zapiul ăla, să moară Chico. Vezi de ce ziceam, de minion și chestii. Air defense, avioane, mașini, tractoare. Asta ar fi probabil una din micile probleme în cazul în care folosiți, cum îi zice la ăla. Hai coice aici. Coicele nu e bine, coicele nu e bine, coicele nu e bine că și-o lua și sprint. Dar vedeți acum o chestie ciudată. Imediat ce am schimbat deck, unde-i frate golemul ăla cu care mă băteam zilnic? Sau, nu știu, ceva, tank, chestie, avion. Hai că trebuie să-l bagi dut, e dracu. Nu-l bagă. Al bagă, futui mort. Ce? Nu, nu jurăm aici, suntem. Alegheleu, corect. Vedeți, asta mi se pare un pic ciudat. Cum adică tot timpul mă dă contra deck-uri care, în teorie, să zicem, mi-ar face counter. Nu știu dacă ăsta îmi face counter, nu zic că îmi face counter, dar are scarmi. Eu n-am mai văzut un scarmi, fraților, în arenă de 16 ani. Nu mă zic, ai idee. E, ai luat țapă, du-te, dracu, dă-ți dreanță. E, nu chiar țapă, dar ți-am dat un pic. Numai ca idee zic, cum naiba se întâmplă fazele de genul? Hai că mi le iei mână, frate. Nu mi le-am mână. Chiar deloc nu mi le-am mână, vă rog. Deci ăsta, jur, perfect, perfect mi-a făcut până în punctul ăsta counter. La tot ce am făcut eu. Absolut la tot. Și din nou, cum am zis, asta mi se pare un pic ciudat. Cum se întâmplă faza de genul? Ca atunci când joc un anumit deck să-mi facă exact counter la chestia pe care o am, știi? Și uite așa m-a bătut. Dar de ce nu a venit din nou golemul cu care mă bat zilnic? Adică imediat ce schimb pachetul îmi dă alți adversari. În fine, deck-ul are potențial. Probabil că dacă l-aș învăța ar fi și super fain. Hai să dăm un match și cu deck-ul normal. Și acum o să vedeți. Ori vine golem, ori vine P.K. Și asta nu mi se pare corect, frate. Deck-urile trebuie să fie random, adversari, chestii. Nu să fie în funcție de ce deck ai tu. Adică ce pană e asta? Trebuie să-mi bat cu adversari care au posibilitatea să mă bat, adică să-mi facă counter la deck. Ce pușca și cura o lată. Vedeți? Cum ziceam, fraților, cum am schimbat deck-ul, bam, a venit golem. Și dacă jucam cu același deck, nu venea golem. Și asta mi se pare o infecție totală în jocul ăsta. Și nu mi se pare corect deloc, dar deloc. Cum, frate, îmi dai direct deck? Uită, perfect counter. Orice chestie am eu în deck, are counter la el în deck. Asta mi se pare o infecție absolut totală. Și nu înțeleg cum poți să faci o chestie genul într-un joc. Adică dă-o în pui mei de treabă. Uite, level 6 la stage, mă. Și uite, așa eu o să pierd meciul. Pentru că nu poți să-i fac counter la un deck nenorocit cu golem. Asta este, frate. Ăsta e jocul. Te dă contra la chestii care pot să te bată lejereanul. Nu te dau contra la chestii random. Și adică mă bat cu un deck random, frate, nu? Că, practic, aia ar fi corect. Nu să mă bat cu un deck care 100% îmi face counter. Sau de ce nu mă dă pe mine, de exemplu, dacă eu îmi iau un deck, să zicem, nu știu, îmi iau ăla cu P.K.U. De ce nu mă dă contra la un adversar la care îi fac counter perfect, știi? Ca să fie totuși egală treaba. Că pe mine mă dai contra la adversar care îmi fac counter perfect. De ce nu se întâmplă la fel și în cazul adversarilor mei, nu? Să-i ard și eu pe mine. Mana. Aparent jocul oarecum vrea să pierzi. Bănesc, adică nu prea văd logica în ce se întâmplă. Părerea mea, acum, din nou, fiind un jucător bâtă, probabil că niciodată, foarte tare, că nu, pierd meciurile, nu? Adică, până la urmă pierd meciurile, nu, că mă dă tot cu adversari din ăștia, la care, pui mei, nu prea am ce să le fac, și le pierd că nu mă știu juca, frate, adică, e logic.
Și mi se pare foarte corect, fraților, adică sunt total de acord să te dea tot timpul contra la deck-ul care ție îți face counter perfect. Eu sunt de acord cu asta. Oare să mai dau un cu match? Sau să-i dau pace oricum o să-l pierd? Că dacă, uite, de exemplu, pun acum deck-ul ăsta, nu o să mă mai dea contra la un deck cu golem, știi? Contra la care, în teorie, îi fac counter cât de cât cu ăsta. O să mă dea contra la un deck pe care nu pot să-l bat. La asta, nu știu, asta mi se pare total ciudat, pui mei. De ce nu mă dă și pe mine exact contra la deck-uri la care să le fac eu counter? De ce mă dă contra la deck-uri care îmi fac mie counter? Și dacă vă arăt, hai să ne uităm un pic la, așa rapid, oricum. Nu mai dau un match, că nu mă enervez și după aia poate dau un șpiț în ceva pe aici. Bun, aici am o dat contra la un deck cu P.E.K.K.A. Bă, ok, cât de cât. Adică, dar de cât golem și până și P.E.K.K.A-ul mai bine. Aici am bătut un Giant, nu știu dacă mai am meciuri pe aici, că am jucat multe 2v2. Aici, zicem, a fost un deck ok, adică la ăștia le puteam face și o counter, pentru că aveam Bowler contra ăștia. Ăsta versus ăsta, bla bla bla. Deci ăsta zicem că era ok. Dar de ce nu mă dăm mai des contra la chestii genul? Băcat, oricum am extrem de multe meciuri contra la golem. Dacă ei să... Văd, dar nu știu, există o statistică să vedem contra la ce deck am jucat cel mai mult. Vă garantez, contra la deck-uri cu golem joc cel mai mult. Și de asta vreau să... Adică am vrut să-mi fac deck-ul ăsta. Pe mine o să dureze mult până fac upgrade la cărți. Că ana mea trebuie să fac upgrade și la astea aici. Și la astea. Trebuie să strâng bani grămadă. Vreau să-mi fac și graveyard-ul la 3. Sunt multe chestii. Dar oricum, o să fac upgrade și la deck-ul ăsta, pentru că vreau neapărat să am un deck care să fie, nu neapărat 100% counter pentru golem, dar să am șanse contra la golem. Și o să vedem ce o să se întâmple atunci, mă mai dă cu golem sau pur și simplu după aia nu mai apar golemii, că mi-am schimbat deck. Nu știu dacă ați observat și voi chestia asta, dar oricum îi infectă. Ar trebui să fie total random, nu să te dea deck de golem versus deck de pateu. Cam atât, mersi fain de vizionare, nu uitați, azi o să apară un episod destul de șmecher pe Clash Royale cu un chest opening mai mare, adică mai multe chest opening-uri. Să sperăm că o să fie o ploaie de legendare. Până acum cred că am filmat, cum îmi dă vreo 3 legendare sau 2, nu mai știu exact. Dar o să vedem. Cam atât, mersi fain de vizionare, nu uitați să plăsniți și vă butonul de like la plecare și bineînțeles dacă vreți să vă abonați, să faceți parte din oamenii fain. Dacă nu vreți să fiți oameni fain, treaba voastră. Mai avem nevoie de încă, bă, 100 de abonați, bă, ce vagabonți. De încă 98 de abonați ca să îndeplinim goal-ul de azi. Forță maximă la 700 de like-uri, să aveți o zi super faină, salutare!